Bună ziua, stimați telespectatori! Așa cum adesea vă spun, sper ca întâlnirile noastre să fie prilejuri prin care dumneavoastră să, eu știu, vă întâlniți cu prietenii, cu rudele, copiii și să analizați diverse chestiuni ale vieții noastre de zi cu zi și nu numai. Să promovați, foarte important, să promovăm, de fapt, nu doar dumneavoastră, ci noi toți, anumite valori, comportamente care sunt dezirabile într-o societate în care noi suntem din ce în ce mai apăsați de lucruri, mai stresați, dar dacă, spune cineva, așa preferăm să le vedem, din păcate vom ajunge să fim astfel, păsați, stresați, deranjați permanent, de ce nu chiar nervoși. Vedeți, ne lipsește de multe ori acest echilibru, această motivație interioară care poate fi dată și de voință. Iată, am vrea să discutăm, asociind ideea aceasta de om bun, cu voința pe care noi o manifestăm de fiecare dată atunci când acționăm, când desfășurăm o anumită activitate, când, de ce nu chiar discutăm și etalăm anumite comportamente. Nu vreau să mă opresc doar asupra voinței ca și proces psihic, ce presupune, eu știu, intenția de a realiza un anumit scop cu două caracteristici fundamentale, referindu-mă la procesul voinței, și anume faptul că trebuie să depunem efort pentru a depăși obstacolele, piedicele pe care le întâlnim. Și aici cred că omul bun și nu numai trebuie să înțeleagă sau să-i facă pe ceilalți să înțeleagă și pe sine că noi uneori astăzi nu mai găsim resurse, nu mai vrem, depinde, să depășim, să trecem peste ceea ce ne apare ca o piedică în viața de zi cu zi. Da? Uneori ne vedem copleșiți, da, cred că acesta este cuvântul, copleșiți de câte probleme avem de rezolvat, mai mult sau mai puțin grave, din fericire, nu sunt foarte grave adesea, și ca atare intrăm într-o stare de stres. Concept, stresul acesta mă refer, concept destul de complex, eu știu, prezent, omniprezent în viața noastră și pe care nu vrem să-l depășim la un moment dat. Ajungem să fim așa ca un fel de dependență de acesta. Îl găsim ca o scuză. Și iată că nu vreau să vorbesc despre stres, ci despre faptul că voința ar fi cea care ne-ar ajuta să trecem și peste ideea de stres promovată asidu. Și vă spun, cel puțin în ceea ce mă privește, găsită ca scuză în multe momente. Când nu reușesc, când să rezolv o problemă, când nu vreau, spun, dar sunt stresată. Am văzut nu de mult un interviu cu o persoană care, într-adevăr, trăiește destul de departe de provocările vieții și pe care am simțit-o ca fiind, nu total, dar în mare parte lipsită de stres. Atitudine pe care nu o pot găsi la cei din jurul meu. Nu știu dumneavoastră, poate reușiți, dar eu la persoanele pe care le am în jur, mare parte dintre ele, le văd foarte, nu foarte neapărat, stresate sau dar măcar preocupate de foarte multe lucruri. Unele lipsite de importanță. Eu însă sunt un exponent, din păcate, nefericit al acestei chestiuni. Vis-a-vis de stres, de preocupări pe care, dacă nu le am, atunci mi le inventez. Cum vă spuneam, să le găsesc scuze.
să le afișez ca scuze, mai bine spus. Și iată că atunci nu dau dovadă de faptul că voința este cea care m-ar putea ajuta să depășesc, da? Și să încerc să mă plasez pe coordonatele acestea ale omului bun. Conceptul, adesea vă spun, de om bun este unul extrem de larg. Aș putea zice eu echilibrat în situația de față, și anume legat de voință. Da? Echilibrat, distant față de ceea ce nu ar trebui să ne intereseze. Pentru că prin intermediul voinței reușim să transformăm, eu știu, rutina aceasta, inerția în care trăim, în virtutea serviciu, casă, relativă odihnă, ar trebui să o transformăm în acțiune. Prin acțiunea nu înțelege o prezență permanentă, o mișcare permanentă, ci pur și simplu în realizarea, și vedem acțiunea ca realizare, ca depășire a problemelor de zi cu zi. Pentru că ar trebui să învățăm încet să ne educăm această voință. Este un proces psihic de care dispunem toți, din fericire, și pe care învățăm din fragedă copilărie să-l modelăm. Dar pentru aceasta trebuie să dăm dovadă atât noi cât și ceilalți din jurul nostru de implicare, de efort conștient și susținut. Da? Auzim adesea, nu am voința suficientă să, eu știu, fac sport. Nu am voința suficientă să, măcar, să fac un număr de pași pe zi. Da? Intervine așa o stare de comoditate. Eu vă spun, sunt absolut expert la acest capitol al comodității. Și ca atare nu îmi îndeplinesc obiectivele. Deci din punctul de vedere al voinței stau destul de prost. Și când spun obiective, nu vă imaginați ceva foarte măreț, ci pur și simplu lucruri simple, așa cum aminteam, un număr de pași sau, eu știu, o anumită alimentație, de ce nu? Chiar consultam un articol de UNESCO pe această temă și iată că ar trebui să fim un pic mai stricți cu noi înșine din acest punct de vedere. Pentru că, să știți dumneavoastră, noi vrem să fim modele pentru cei din jur, dar așa cum adesea încercăm să analizăm, modelele acestea nu se transmit, comportamentele dezirabile nu se transmit doar prin vorbe, ci prin fapte, prin atitudini. Anticii, filozofii stoici, care mie mi-au plăcut foarte mult, spuneau: taci tu ca să vorbească faptele tale. Deci dacă vrem să construim o voință puternică, măcar echilibrată la cei din jur, trebuie să demonstrăm noi acest fapt. Sau măcar să le arătăm că încercăm să ne construim noi înșine o voință corespunzătoare și ca atare ei vor învăța din comportamentele noastre, din atitudinile noastre, din gesturile pe care le afișăm. Pentru că așa este simplu să promovăm doar verbal, să punem pe tapet oral niște lucruri, fără să fie însoțite de practică. Teorie goală, fără conținut. Pentru că ajungem, din păcate, de pildă, să supraestimăm un obstacol, o provocare, da? Să spunem, dar este foarte dificil, nu voi reuși niciodată, poate apărea stresul, poate apărea refuzul, poate apărea deznădejdea. Sau în situația în care, din păcate, mai puțin întâlnită, dar eu pot să rezolv acea acțiune, este prea simplă pentru mine, pot să ating acel scop
și ca atare să nu fie estimat corect dificultatea, complexitatea acelui obiectiv. Și faptul că nu-l realizăm, iarăși nu este un exemplu pe care să-l adopte cei din jur. Dar ar trebui să încercăm un echilibru, să le punem în balanță și să vedem cât efort, de cât efort trebuie să dăm dovadă, să ne uităm în urmă la experiență, ce ne învață aceasta. Și nu doar a noastră, ci și a celorlalți. Iată, important lucrul acesta. Vedeți, dumneavoastră, discutam de ună și despre lectură, despre lipsa ei acută în rândul tinerilor. Discutând despre voință, în acest context am putea face trimitere la multe cărți care analizează subiectul. Evident, o fac teoretic, dar din experiența, din relatările persoanelor care s-au confruntat cu lipsă de voință, cu, o încercare de a o structura, de a o aranja, de a o construi, am putea și noi să învățăm. Și nu doar noi, ci și cei din jur. Am putea citi, apropo de voință, de a citi, da? Am putea citi noi o carte, am putea povesti pe marginea ei cu ceilalți, în speță mai tineri, cu copiii, cu tinerii, da? Și să încercăm astfel să-i atragem. Iată un model, un comportament pe care îl putem promova și susține cu propriile gesturi și atitudini, nu doar teoretic. Cum putem să ne îmbunătățim voința? Știți, un studiu spunea că cel mai mare procent îl are faptul că putem să împărtășim cu cineva și că avem o încurajare și că ne putem încuraja reciproc cu o persoană apropiată, cu cineva din preajma noastră. Așa, de unul singur, nu știu, se și spune, trebuie să ai o voință puternică să realizezi un lucru. Dar atunci când primim aceste susțineri din partea altora, chiar mai bine din partea celor care au trecut prin problemele respective, parcă le putem depăși mai ușor. Voința este încercarea aceasta de a lăsa în spate problemele, nu doar a le refuza, să spunem, a refuza să le conștientizăm, a le nega, ci a le rezolva, aș spune eu, a le da o soluție. Din păcate, aici este dificultatea, prin depunerea acelui efort despre care spuneam, de cele mai multe ori conștient. Da? Vrem să trăim așa o viață simplă, fără să obținem, dacă se poate, câștiguri imediate, fără ca noi să acționăm, să ne implicăm fizic, emoțional, iată un alt aspect care ar merita o discuție separată, și să le primim pe toate deodată. Chiar un psiholog spunea că voința este limitată doar în măsura în care vrei să o vezi așa. Da? Păi de ce nu? Resurse interioare pot fi găsite permanent. Doar să încercăm, să comunicăm. Iată ce importantă este comunicarea. Și știți, chiar pentru îmbunătățirea voinței se recomandă și o odihnă corespunzătoare. Iar nu sunt eu cea mai bună persoană care să vă recomande lucrul acesta prin fapte, dar măcar încerc să o fac prin vorbe. Deci, atât că voința pentru omul bun este un act important pe care îl desfășoară, ca să spun așa, și îl propune ca model, ca exemplu celorlalți, măcar într-o mică măsură.
Și cu speranța că dumneavoastră veți analiza chestiunea, o veți îmbunătăți permanent și veți da dovadă de voință ori de câte ori este necesar, închei, reamintindu-vă că a fi bun nu te costă nimic. Vă mulțumesc!